Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Banchetul Tutti Frutti! Îmi poți da zahărul înapoi? Desigur! Ah, cărăciorul lui Connie are de toate! Blea! Nana, mi-ai dat solnița! Plăcintă cu fructe sărată! Groaznic! Dacă gătitul pentru noi e așa distractiv, cum ar fi să gătești pentru musafiri? Și ce? Am putea să invităm bebeluși de pe muntele Fantasy. Și pe cei din Valea Biberonului. Vreau să fiu bucătarul. Nu-i corect. Atunci voi fi chelnerița. Echipa șefii fructelor. Poșta! Cine ar putea să fie? Ah, o scrisoare! Ce misterios! Sunteți cu toți invitați la marele banchet din golful Tutti Frutti. Da! O să ne îndopăm! Bună, Nana! Ți-am mai adus fructe de la fabrica dulce! Mulțumesc! Te-am bătut! Da! Au! Sunt bine! Bun venit! La treabă, chelnerițo! Poftim aperitivele! Miam! E cea mai bună salată de fructe pe care am mâncat-o în viața mea. Foxy, nu mi mai atinge mâncarea. Nu s-a spălat pe mâini. Iac, acum nu o mai vreau. Nu te teme, îți aduc imediat altă farfurie. Și mie, te rog. Foxy i-a mâncat salata lui Grifo. Trebuie să mai faci una repede. Am doar două mâini. Ei, clienții trebuie să fie mereu fericiți. Dacă eram eu bucătar, eram mai rapidă. Poftim! Mersi! Două salate de fructe imediat! Dacă eram chelnerița, mă descurca mai bine. Serios? Păi, de acum încolo, tu ești chelnerița și eu bucătarul. Chelnăriță, eu nu vreau fructe, adun niște brioșe. Nu avem brioșe. N-aveți servicii prea bune. Știu, Dreamy, de ce nu-i transform fructele în înghețată? Dacă mă gândesc mai bine, tot salată de fructe vreau. Anunț bucătarul. Mai mici! Le pot mânca doar dacă au exact 2 cm. Și pune ketchup. Ketchup pe fructe? Și pune puțin din acesta. Și puțin din asta. M-ați amețit de tot! Biata, Angie! Înghețata ar fi mai bună cu bucățele de ciocolată. Dar nu avem ciocolată. Mai am eu acasă. Și vrei să mă duc în Valea Biberonului? Mulțumesc! Mai bună. Dar ar trebui și niște frișcă. Nu avem frișcă. Am eu, dar acasă. Normal, ai tu acasă. Da. Îmi place, dar știi ce îi lipsește? Niște napolitane crocante. Nu avem napolitane. Nu-mi pasă dacă le aveți. Nu mai merg nicăieri. Chelneriță, când îmi vine desertul? Da, secundele trec. Ne e foame! Biata Nana! Ne e foame! Este foarte greu să fii chelnăriță. Și bucătar. Aș vrea să țin un discurs de mulțumire. Magic Tears Jelly! Era așa distractiv să gătim când eram doar noi două. Asta poate fi rezolvat într-un singur fel. Echipa șefii fructelor! Gata! Nu vorbim cu gura plină. Șterge-te cu un șervețel. Ia coatele de pe masă. Du-te și spală-te pe mâini. Așa mai merge. E, și nu vă mai jucați cu mâncarea. Am cam exagerat. Iertați-ne că am fost așa obraznițe. Ca să ne ierți, vom organiza un banchet. De acord?
O să vă lingeți pe degete. Chiar mai trebuie puțin zahăr. Miere e mai sănătoasă. Nu avem miere. Parcă mai avea Connie acasă. Să știi că ai întârziat. Bună dimineața! Ești curată? Ce bine miroase! Pot începe acum! Dar nici nu s-a oprit să vadă ce este în regulă. Poate îl repar eu. Ce ciudat! Arată că a rămas fără fructe. Nu ai aflat? Ba da, normal. Despre ce? Nu mai avem fructe în fabrică, pentru că nu a plouat de mult timp și pomii s-au uscat. Poftim? Trebuie să organizăm o întâlnire de urgență imediat. Să vedem. Nu vreau să uit să o spun, dar propun să creăm o echipă să ne ajute să descoperim de ce nu mai plouă. Grozav discurs! Trebuie să oprim seceta sau nu vom mai avea Cry Juice niciodată în golful Tutti Frutti. Trebuie să acționăm acum! Nu putem să tot așteptăm. Cred că... Acționăm! 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 Dansul ploii va fi fabulos! Dar, logic vorbind, nu va funcționa. Un dans nu ne va aduce ploaia. Poftim? Nu te aud! Așa! Foarte bine! Ești bine? Privește! Am atras un nor! Dar cum e posibil? Ha? Deja avem nor! Deși încă nu a început să plouă. Și acum, haideți să aruncăm cu praf de strântat pe nor ca să se scuture. Ce idee bună! Tunul e pregătit să arunce prafurile de strănutat. Să înceapă numărătoarea. 10. Praf 9, de strănutat? Dar 8, nu e posibil. 6, 5. Stați! 4. Au! Hai, bebelușilor! Haideți să mai încercăm! Și acum, Lala le va spune norilor o poveste tristă pentru a-i face să plângă. Nu plouă! Nu plouă! Hei, dați-vă jos de acolo! Hei, dă-mi-l! Acolo! Bun! Râd cu lacrimi! Și Nori ar trebui să facă la fel! Cât ei râd, golful Tutti Frutti se usucă! Nu funcționează! Normal, este evident că nu va merge. Păi și de ce nu ne-ai spus mai devreme? Am încercat, dar erați așa de entuziasmați să încercați încât nu v-am putut spune. Păi am vrea să te auzim acum. Sunt mulți nori pe cer, dar nu sunt unecați și nici nu se mișcă spre câmpii. Desigur! Pentru că nu este vânt. Au nevoie de vânt pentru a se mișca. Deasupra lacului, apa se va evapora, încărcând norii, care se vor descărca apoi pe câmpii. Și cum putem face vântul? Păi... Asta e! Să folosim moara de vânt a fabricii, la fel ca pe un ventilator. Da! Îi putem mânta un motor! Așa e! O să fie mult mai puternic!
Cred că moara de vânt va funcționa. E timpul să apăsăm pe buton, ca moara noastră să se miște mai repede. Mel, cred că tu ar trebui să o faci. Ai muncit mult să reușești. Ia uite, ploaie, da! Am reușit, bravo! Iuhu! Nu supăr când se strică fructele. Miros a șosete murdare. Wow! Asta a durut. Ești în regulă? Da, sunt, dar poponeața mea nu e. Magic Tears Jelly! A fost amuzant, dar chiar te puteai răni grav. Ei bine, cineva nu știe ce e un coș de gunoi. Și cred că știu și cine e. Uite, mai sunt. Să vedem unde duc. Da, mai multe coși de banane. Mai aproape. Au, știam eu. Iată mâncătorul de banane și aruncătorul de coși. Mâncător? Aruncător? Ce? Eu sunt Nana. Știai deja, Pia? Am căzut și este numai vina ta. Trebuie să ai mare grijă să nu mai produci și alte accidente. Scuze! Când mănânc o banană, o savurez din suflet și uit de orice altceva. Nana, nu ai cum să fii așa amețită. Trebuie să păstrăm curat golful Tutti Frutti. Dar nu crezi că e mai frumos așa? Gelir par să se bucure de ele. Bebelușilor, eu îmi voi lua gustarea. Cum e posibil? Pe golful Tutti Frutti nu voi mai permite ca o coajă de banane să fie cauza unui alt accident. Le ador. Înghețată? Da, înghețată de banane. Oprin. Suc de banane? Delicios. Nu! Da! Delicios! Uite, Tina, încearcă! Ce? Bună, bebelușilor! M-am săturat de atâtea coși. Ia mănâncă numai și numai banane? Nici o grijă! Fă viitorul în globul meu! Nana o lecție va învăța înainte de a cădea! Și când este viitorul? Căci prezentul pare că mă doboară. Viitorul e deja aici și deja e plin de frici. Nana, nu! Ți-am spus de 1000 de ori că trebuie să arunci coșile la gunoi. Am uitat! Nu realizez că cineva poate aluneca? Exagerezi! Nu mai văd nimic! Cred că va bate recordul de alunecat viteză. Ar trebui să ajutăm. Nu, momentan trebuie să-și învețe lecția. Bună, Nor, ce faci? E o pasăre sau un avion? E Nana! Hopa, scuze, ai grijă, te voi lovi. Nu! Ei bine, cred că acum și-a învățat lecția. Foarte bine, voi rezolva eu situația. Și înghețata e alunecoasă. Salvată!
Scuze, Pia, nu voi mai arunca niciodată coaja. Sigur o să-mi amintesc de asta. E periculos. Uite, Pia, vei fi surprinsă. Am alunecat de așa de multe ori pe coș, încât am devenit expertă în alunecări. Wow! Wow! Ce stil, Tina! Hana, ridică picioarele. Cine alunecă cel mai bine primește un premiu. Aceste mini banane. Și când terminăm aici, știți unde ducem cojile? La coșul de gunoi.